Salut, dragii mei! Astăzi o să vă arăt cum conectați și care sunt culorile de conectat steker, atât la steker cât și la o priză, e cam aceleași culori, depinde de mașină, la mașină e diferit, dar la remorci, în general, platforme, 7 pini, astea sunt culorile. Deci când vă uitați așa, aveți un pin aici jos și începeți așa, masă, la ora 5. Mijloc poziție, aici poziție, semnal dreapta, semnal stânga, sus sau la 12, frână și ceață. Așa e cum vă uitați la priza mașinii, da? Aici stă invers. Astea rămân la fel, linearele astea, deci dreapta, poziție și stânga. Aici o să aveți în oglindă cu astea două, da? Deci aici o să vină frână, aici ceață și aici o să vină masă și poziție. Iar la culori, treaba e în felul următor. Începeți cu masă, culoare albă, maro și negru, poziții stânga-dreapta, verde, semnal dreapta, galben, semnal stânga, roșu stop pe frână și albastru ceață. Da? Iar la mașină, la priză, o să aveți culori diferite, o să vă mai arăt la diferite modele, dacă o să mă urmăriți pe YouTube, pe TikTok, Facebook și așa mai departe. Hai, cu voi, Teddy, vă salut!